Bună dimineața, bine v-am regăsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Sunteți gata pentru ceai? Ok, atunci să-i dăm drumul. Da. Am o melodie populară transformată aici, dar nu o mai ascultăm acum că... Na, s-ar putea să vă placă doar seara. Mândra după mine moare, că am bani și am valoare. Dar am 60 de bani, am găsit aici pe masă, probabil mi-au căzut din buzunar în fotoliu ieri. Și nu știu cine a ocupat locul, i-a găsit, i-a pus aici, mulțumesc, 60 de bani. Nici o Eugenia nu cumpere astăzi cu ei. Ce putem să cumpărăm azi, în ziua de azi, cu 60 de bani? Hai să facem un exercițiu de imagine. Robi, bună dimineața, Robi, ce cumperi cu 60 de bani astăzi? Bomboane, zice. Adică, da, în loc de rest, primiți o bomboană, primiți o gumă. Atât. Dar vrei să zici bomboană, nu bomboane, una. Se mai întâmplă acum, ce să facem să ne rămână banii și să n-aibă casiera, nu? Și deși s-a interzis tot, se mai dă câteodată. Da, dragi telespectatori, am văzut ieri povestea cu mafia pădurilor. Mi se pare strigător la cer, se taie în prostie. România nu mai are nici măcar 40% din pădurile pe care le avea în 1990. În 25 de ani au ras țara asta. Se miră că iese ursul din pădure în oraș, în cartier. Care pădure? Aici e problema. Și în timpul ăsta ne pun nouă unii foarte odihniți, ne pun nouă niște, nu știu, pumni în gură, talpă în freză. De ce? Păi noi plătim ca fraierii, inclusiv deja, nu, impozit pe ciubuc, pe bacșiș. Vreau să văd dacă e valabil și la frizerie chestia asta, că o să o extindă în absolut toate domeniile, fiți siguri. În timp ce alții, multimilionari, miliardari în euro, rașchetează pădurea, nene. Și vând lemn la negru cât China. Am înțeles că se procedează în felul următor. Cu hârtiile unui transport se duc vreo 4 transporturi. Deci dacă ei declară că au dus 30 de metri de metri cub de lemn, de fapt au dus 90 sau 120. Ca să vă dați seama cât de mare este dimensiunea jafului. În timpul acesta noi plătim 12 bani la stat pe fiecare cafea, nu? Că plătesc ciubucul la chelner. Dacă îi las 50 de bani, dacă îi las 50 de bani ciubuc, din ăla 12 bani sunt ai statului. În timp ce ălalalt fură cu milioanele de euro. Eu trebuie să plătesc impozit statului. Dacă las 50 de bani ciubuc, trebuie să plătesc 12 bani la stat. Ca să vă dați seama... cum tot poporul este apăsat. Am din nou țânțare aici, mă termină, dar e unul foarte insistent. Așa că dacă nu pot să-l prind, măcar o să-l amețesc. Hai, băi! L-am zburătăcit. Nu știu, trebuie să... Robi, trebuie să luăm un spray de ăla de țânțare, ca altfel nu știu ce să mă fac. În fiecare dimineață râde lumea de mine că dau cu ziare în aer. Așa. Având în vedere faptul că... Nu se face aproape nimic și că cei care fură sunt deja atât de mari granguri încât își permit să amenințe inclusiv polițiști, șefi de post, de ăștia care îi prind, știți dumneavoastră, că îi mai prinde câte unul. E amenință, dacă nu pot pe aia, cumpără pe alții și tot ies. Asta e strigător la cer, de ce? Pentru că dacă eu fur o găină, iau 5 ani. Dacă eu fur 2 găini, iau 10 ani. Dacă ăla fură 1 milion de euro, face arest la domiciliu vreo 3 luni, după ce stă el o lună, maxim o lună, în arestul poliției, face arest la domiciliu vreo 3 luni, pe urmă ăștia nu pot să-i demonstreze vinovăția,
și a scăpat. Este harap alb curat. M-ați înțeles despre ce e vorba aici? Că există două unități de măsură, că avem două Românii, de fapt, într-una singură, two in one, ca șamponul cu balsam. România noastră, a celor mulți care plătim, și a celor șmecheri care știu să facă afaceri cu statul, retrocedări, defrișări și așa mai departe. M-ați înțeles acum. Și atunci, cum să nu-ți fie drag de ei? Cum să nu-i iubești? Da? Despre asta vorbeam aici. Da. Duminică, la un eveniment privat al Bianca și al lui Marcel, doi tineri extraordinari, a venit o doamnă la mine, ață, doamnă, frumoasă, elegantă, prestanță, wow! Și a zis, nu vă supărați, sunteți foarte cunoscut, dumneavoastră faceți... emisiunea de la Nord-Vest, ceaiul de dimineață. Da, doamnă, să rămână, eu sunt. Că n-am fost sigură. Dar zic, de ce? Pentru că, nu știu, la televizor păresc mai bătrân. Acum eu o să fac o cerere la director, să facă ceva cu camerele astea, să mă arate mai tânăr, așa cum sunt eu. Că am zis, nu se poate, domnule, televizorul, până la urmă îmbătrânește omul, nu? Dacă e să mă iau după doamna, nu știu. Da. Victor Ponta, facem un time zero, ștergem sume DDA, PFA până la 1 iunie, pentru care există procese cu ANAF. Interesantă povestea. Scandalul stenogramei, da, am auzit circusul cu planul PNL de a ejecta pe toți vechii pedeliști din partid, adică nu din partid, din funcții mari de conducere, să-i tragă pe linie moartă. Scandalul stenogramei a revitalizat tensiunile dintre taberele Atanasiu, Petrache, VS Orban. Un complot local a aruncat în aer PNL-PDL. Discuțiile din ședința PNL despre stenograme au scos la iveală tensiunile dintre vechii democrat liberali și liberali, dar și sciziunea dintre taberele Atanasiu, Petrache, VS Orban. La bază ar fi stat un complot local oltean, Dolha, nemulțumiți că își pierd influența la Bistrița. Ioan Oltean a fost indicat de vechii liberali ca fiind vinovat de scurgerea de informații, dar la pachet cu un alt lider local al vechiului PNL, Stelian Dolha. Iar am aici. E foarte zburnalic, nu reușesc să-l prind. Așa, căzut din grațiile lui Teodor Atanasiu, prin vicepreședintele partidului, fiind perceput drept liderul de facto al noului PNL. Astfel, mai multe surse din partid spun că Atanasiu l-ar vrea pe un alt apropiat al său, Ioan Turc, la șefia organizației locale. Motiv pentru care cei doi au facilitat apariția stenogramelor în presă. E, de acolo totul e istorie. A început circusul. Râde și PSD-ul, râde și PPDD-ul, râde și UDMR-ul, la ce au ajuns cei care până ieri se pupau. Astăzi au fost înregistrați cum se înjurau. Nu știu, să vedem la nivel de satul mare unde se va ajunge. Necunoscându-i prea bine pe dumnealor, m-am abținut să discut despre asta. Cunosc un singur membru tânăr, e vorba de avocatul Adrian Cosma, cu care chiar nu am nimic, nici nu pot să-i reproșez nimic, nu. Așa că, sorry. Da, ia să vedem. Cum sună povestea mai departe? Liberalii suspectează un complot oltean. Dolha a menit să-l pună la punct pe Atanasiu. Foștii democrați liberali au negat acest complot la nivel local, dar i-au acuzat la rândul lor pe vechii liberali că i-ar fi înregistrat stenogramele provenind dintr-o ședință a vechiului PNL pentru a-i face de râs. Boagiu le-a taxat pe Atanasiu. Ce bine sună. Boagiu, Atanasiu, taringhidinghidinghidiu, măi. Potrivit surselor, evenimentul zilei, declarațiile cele mai contundente au venit de la președintele PNL București.
Anca Boagiu, care i-a spus partenerului său de la conducerea filialei, Atanasiu, că dacă are ceva de comentat, atunci să spună lucrurile în direct, de față cu toată lumea, și i-a cerut să facă un pas în spate. Aha, zice step back sau step out. Nu este prima oară când cei doi intră în conflict. Dezastru, mult țânțarul ăsta. În urmă cu câteva săptămâni, Boagiu împreună cu Sulfina Barbu, reproșându-i lui Atanasiu jocurile de la nivelul Consiliului General al Municipiului București împreună cu Marian Vanghelie. Da, la fel de interesant este și faptul că liberalii spun că Marian Petrache încearcă să dea vina pe Ludovic Orban pentru scurgerea de informații într-o încercare de reglare de conturi mai veche și că el ar fi dat această informație pe snews.ro, pe site aflat în influența a lui Daniel Chițoiu, apropiat și de gruparea Petrache Atanasiu. Pe termen lung, miza este primăria București, la care amândoi vor să candideze în 2016. M-ați înțeles? Sunt doi în PNL. Unul din vechiul PNL, unul din vechiul PDL. Amândoi vor să candideze la primăria Bucureștiului. De aici a început datul la joale. Și nu eu, frate, nu știu cine a fost cu înregistrarea. Da, o lăsăm în pace, că deja aici începe povestea și cu Vanghelie și cu filmul Zile în curtea Modrogan, cum au mimat liberalii împăcarea. Aici împăcare nu va fi. Aici va fi al patrulea episod din filmul serial Răzbunarea lui Ninja. O să pice câte unul. Da, iată că deja cineva spune TRU. Cine este TRU? TRU. Traian Răzvan Ungureanu. Da. Atanasiu să plece. Ce vă spuneam? Capul lui Moțoc vrem. E cam povestea cu Lăpușneanu. Bun, să vedem, dragi telespectatori, cum stăm noi cu gramele și cu kilogramele, nu, cu gradele. 6 grade Celsius în acest moment la Satu Mare. Vom avea o zi frumoasă, o zi senină, o zi de soare plină. 22 de grade Celsius maxima, 9 grade minima, 0% șanse de precipitații. Miercuri 13 mai, predominant în orar, 23 de grade Celsius maxima, 11 grade minima, 20% șanse de precipitații. Joi 14 mai, ploaie, 19 grade Celsius maxima, 7 grade minima. Vineri 15 mai, ploaie, 22 de grade Celsius maxima, 11 grade minima. Sâmbătă 16 mai, posibil ploaie, 21 de grade Celsius maxima, 7 grade minima, 30% șanse de precipitații. Duminică 17 mai, predominant în orar, 21 de grade Celsius maxima, 8 grade Celsius minima, 10% șanse de precipitații. Luni 18 mai, cer senin, 19 grade Celsius maxima, 7 grade minima, 10% șanse de precipitații. Marți 19 mai, senin, 22 de grade Celsius maxima, 10 grade minima, 10% șanse de precipitații. Miercuri 20 mai, cer parțial noros, 23 de grade Celsius maxima, 11 grade minima, 20% șanse de precipitații. Joi 21 mai, wow, posibil furtuna. 24 de grade Celsius maxima, 11 grade minima. Va să zic că, dragi telespectatori, temperaturile următoarelor 10 zile oscilează între 19 grade și 24 de grade Celsius maxima și 7 grade, 11 grade minima. Abia 3 zile din 10 vor fi senine. Una cer parțial noros, două predominant în orat și vreo 3 posibil ploaie, una posibil furtună. Va să zic că vom avea mai multe zile înorate decât zile senine. Da. Să vedem pe site-ul wikipedia.org cine s-a născut pe data de 12 mai. Hai mă, hai. Nu știu dacă am reușit să-l pleznesc, dar mă exasperează. 1900 Helen Weigel, actriță germană. 1903 s-a născut Wilfried Hyde White,
Actor englez, 1907, Katharine Hepburn, actriță americană decedată în 2003. Wow! Asta da, a trăit Katharine Hepburn 96 de ani. 1910, Dorothy Crawford Hutkin, biochimistă britanică, laureată a premiului Nobel. 1914, Bertus Afijes, poet olandez, decedat în 1993. 1916, Constantin Ciopraga, critic și istoric literar român. 1918, Julius Rosenberg, spion american. Eu, că în ultimul timp trec deja ăștia și spionii pe Ion Mihai Pacepa, nu o să-l citim pe aici oare. 1921, Fairley Mowat, scriitor și naturalist canadian. 1934, Lucian Raicu, eseist și critic literar român stabilit după 1986 în Franța. 1934, Jolt Kerestei, compozitor de muzică ușoară, instrumentist și dirijor. 1937, George Carlin, comedian american. 1938, Dumitru Fărcaș, taragutist român. Să-i dea Dumnezeu multă sănătate și fericire, e ales de Dumnezeu, are harul, nu știu, când îl ascult se dilată timpul, pierzi noțiunea de spațiu, e ceva extraordinar. E cunoscut și recunoscut din Japonia până în Brazilia. Ce pot să vă spun e că nu și-a uitat casa părintească, are casa la care merge periodic în Groșii Băii. Știu că americanii i-au oferit cetățenia americană și a refuzat-o. A acceptat-o, în schimb, soția și copiii lui au cetățenia americană, el nu. A refuzat-o. A preferat să rămână cetățean român. Nu a vrut o a doua cetățenie. Cine are urechi de auzit, să audă. 1942, da, cine are cap să-și înțeleagă. 1942, Aurelian Andreescu, interpret român de muzică ușoară. 1949, Angel Mora, regizor și scenarist român. 1955, Horia Văsioiu, politician român. 1958, Valeriu Mladin, artist plastic român. 1962, Emilio Estevez, actor american. A jucat foarte bine într-un film în care Mick Jagger era eroul negativ. Filmul se numea, dacă mi-aduc eu bine aminte, Free Jack. Film de acțiune SF. 1963, Stefano Modena, pilot de curse italian. 1964, Pierre Morel, regizor francez. 1975, Jonah Lomu, rugbist neozelandez. 1978, Dragoș Burlacu, pictor și grafician român. 1978, Malin Ackerman, actriță, cântăreață și fotomodel canadian de origine suedeză. 1988, Marcelo Vieira, fotbalist brazilian. 1992, Nelly Suc, fotbalist, ambalistă maghiară. Ok, ce mai avem sărbători? Ziua Internațională a Asistentelor Medicale. Oh, 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 să le spune la mulți ani tuturor domnișoarelor și doamnelor asistente și doamnelor infirmiere și doamnelor moașe, nu? Israel, Ziua Independenței. Shalom! România, Ziua Adolescenților, nu este o dată fixă, ci e a doua duminică a lunii mai. Păi, dar de ce este între a doua duminică și astăzi este ce astăzi? Astăzi este marți. Nu știu. Sărbătoarea Vesak, cea mai importantă în calendarul budist și Ziua Tatălui în România. Dar parcă a mai fost în careva zi Ziua Tatălui. În fine, atunci înseamnă că e și ziua mea, nu? Că sunt tată. Da, știți povestea aia cu orice taur poate fi tată, dar un bou numai unchi. Ok, dragi telespectatori, luăm acum pauza publicitară, ne întoarcem după.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ladies and gentlemen! Dimineața, vă spunem încă o dată, dragi telespectatori, la 8 și 18 minute, la ceaiul de dimineață de azi, marți 12 mai, iată, ne ajung la momentul în care începem revista presei, avem și azi amândouă cotidienele locale și o să începem cu Gazeta de Nord-Vest, care titrează Contrabanda ciuruiește bugetul statului. Cursuri obligatorii privind securitatea cibernetică. Zeci de echipaje chemate să caute pierderile de apă. Candidații PNL vor rămâne ca șchioapa de dans la alegerile locale. Editorial: cine ne fură pădurile, domnilor? Semnat de Ciprian Bâtea. Eveniment: caravana culturii sădmărene a pornit la drum. Prefectura monitorizează reducerea TVA la alimente. Liga 4-a Elite s-a relansat lupta pentru titlu. Să vedem și ultima pagină. Declarația domnului Mircea Govor: candidații PNL vor rămâne ca șchioapa de dans la alegerile locale. Conducerea Consiliului Județean susține că peneleștii nu au venit cu niciun proiect concret în mandatul lor de consilieri județeni. Conflict între vecini rezolvat cu toporul la Carei. Frumos, dar totuși Carei e o zonă mai civilizată. Dacă se întâmpla asta într-una dintre zonele folclorice ale Sătmarului, nu mă prea miram. Acolo, da, e la ordinea zilei și a fost atâtea grozăvii încât deja te-ai cam obișnuit, cum zicea un prieten de-a meu. Când vorbea despre o problemă mai așa, zicea: bă, e ca și femeia urâtă. Dacă te uiți mult la ea, te obișnuiești. Deși, părerea mea sinceră, nu există femei urâte. Na. Duminică, la orele 18, patrula mixtă, formată din polițiști și jandarmi care acționa pe raza municipiului care județul Satu Mare a intervenit la un incident produs în localitate. Pe fondul unui conflict spontan, Iosif H. l-ar fi amenințat cu moartea și s-ar fi manifestat violent lovind cu un topor ușa de acces a imobilului care aparține lui Tiberiu G. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburare a ordinii publice și liniștii publice. Persoana bănuită de comiterea faptei este cercetată în stare de libertate. Cum a venit și i-a dat proprietarului în ușă cu toporul? Și mai e cercetat în stare de libertate. Nu pot să înțeleg unele lucruri. Deci ăsta nu prezintă pericol social. Vine și dă-ți în ușă cu toporul. Și le-a lăsat liber, frate. Ce tare. Înghețată, nu i-au cumpărat. Flori, nu l-au dus la film. La cofetărie. Nu pot să cred. Ce merită un astfel de om? De, serios, acum nu știu dacă se poate numi om, dar eu am zis în nenumărate rânduri că regret că în România s-a abrogat de mult pedeapsa cu moartea. Pentru că sunt unii care n-au ce căuta pe fața pământului, dragi telespectatori. Concluzie în cazul gemenelor găsite în tomberon. Au fost născute vii, iar apoi ucise cu cruzime. Ce să mai e? Câteodată stau și mă întreb cum permite Dumnezeu să se întâmple astfel de lucruri. Sigur, dacă îl întreb pe domnul părinte, va spune că domnul le-a luat la el pe cele două micuțe pentru că i-au fost mai dragi decât părinților. Și având acest caz în vizor, înclin să cred asta. Dar, domnule, cum totul să le ia Dumnezeu la el în halul ăsta, ucise cu cruzime? Ăla se poate numi părinte care a făcut așa ceva, indiferent că e mama sau tata, nu știu, nu vreau să citesc articolul. Dar ce merită decât un glonț? Un glonte. Ce merită decât să fie puși la zid și împușcați? Părinții, cei care au făcut așa ceva. Deci nu pot să cred. Nu pot să cred. Au fost ucise. Un copil e nevinovăția într-o chipată, e un înger. Cum a putut, ce suflet poate să aibă acea mamă să le ucidă?
sunt găsiți copii abandonați pe treptele spitalului, în lift, în ăsta, nu omorâte și aruncate la gunoi. Duminică pe podul Decebal, la Băut, a lovit un om și a fugit de la locul accidentului. Altul. Deci numai de astea aveți zilnic. Ți-e și frică. Deci vă rog frumos să mă credeți. Eu, mai ales când văd persoane în vârstă, sunt în apropierea trecerii. Nici nu apucă să ajungă cu piciorul pe trecerii. Eu deja încetinesc, mă opresc. Ieri o bătrânică săraca nu a vrut să treacă. Am dat jos geamul și am zis: doamnă, dar aveți tot dreptul, vă rog să treceți. Nu că pe urmă te vede un polițist sau ceva și zice: bă, dar păi tu ai văzut că e gata să treacă și tu mergi în loc să te oprești și nu știu ce, nu. Eu întotdeauna respect legea, n-am treabă cu asta, oprim ce dăm, mai ales bătrânul. Știți ce a făcut săraca? În viteză a trecut, aproape fugea. Tragicomic, nu știam să râd sau să plâng. Tragicomic. Săraca bătrână de două ori mi-a făcut semn: mergeți, mergeți. Dar nu mă duc, doamnă, treceți, vă rog. Na. Și vă spun și unde, la o trecere de cartier, de pietoni în cartier. Trecere de cartier, în 16 pe Sănătății. E o singură trecere de pietoni spre Alea Universului. Acolo este. E din colț, de lângă magazin, de acolo pornește strada Zenit, spre Alea Universului. Săraca nu voia să treacă, domnule. Dar dacă eu mă oprisem de tot, cum să nu treacă femeia? Îi era frică. Păi da, marea majoritate a accidentelor soldate cu rănirea pietonilor sunt pe trecerea de pietoni. De-aia nici nu mă mir că le este frică să treacă săracii. Dar există alții, că există și cealaltă categorie. Frate, telefonul în ureche și el calcă. Nu vede că mai e un metru, doi până la trecere. El îți apare de după dubă, nu se uită în stânga, în dreapta, nimic. Au și unii dintre pietoni vina lor. Pentru că se aruncă efectiv, parcă vor să moară, nene. Se aruncă efectiv în fața ta. Sunt ăia care e vorba lui Trei Sudes, cu capul norii, da? Duminică, ora 21:30, pe podul Decebal din municipiul Satu Mare a avut loc un eveniment rutier. Polițiștii biroului rutier au intervenit la fața locului, au stabilit că Marius V. a condus autoturismul marca Audi, iar pe fondul neasigurării corespunzătoare la schimbarea benzii de circulație a intrat în coliziune cu autoturismul marca Opel, care circula regulamentar și pe care l-ar fi proiectat în balustrada podului. În urma evenimentului a rezultat rănirea gravă a conducătorului autoturismului marca Opel, un bărbat în vârstă de 50 de ani. Imediat după producerea evenimentului, Marius V. a părăsit locul accidentului, fiind identificat de oamenii legii la scurt timp. Tânărul în vârstă de 25 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o concentrație de 0,79 mg per litru alcool pur în aerul expirat și au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauza a fost întocmit dosar penal și se efectuează cercetări sub aspectul Comitetei Infracțiunilor de Vătămare Corporală din culpă, părăsirea locului accidentului fără încuvințarea polițiștilor și conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care în momentul prelevării mostrelor biologice are o imbibație alcoolică de peste 0,80 grade pe litru alcool pur în sânge. Da. Ce vă spuneam? Cu băiețașii ăștia cu limuzinele. Ieri și-a luat permisul, alaltă ieri a cumpărat tata dita mai limuzina, bolidul, că așa le place unora să spună, bolidul, cu mulți cai putere sub capotă, cu viteze amețitoare și astăzi o calcă, frate, pe podul mare, la 200, du-te, nu? Că el e zmeu zmeilor. Și tu dacă ai o... Pe mine ce mă distrează cel mai tare, merg cu viteza legală. 49 de kilometri. Să n-am 50, să nu mă cer cu ei, că poate îmi scoate vreo 1,51 și eu ajung să cer... să fac contestație, să cer la metrologie să verifice radarul lor și așa mai departe, nu? Mă duc cu 49. De multe ori vine câte unul din spate
Și dacă sunt două benzi, nu mă ocolește, nu nimic. El îmi face semn cu farurile, dă-te, mă. E, de multe ori mă dau. Uneori, când mai am foarte puțin până la semafor sau până la intersecție, nu mă dau. Oh, să vedeți ce manevre disperate, ce faruri, ce nervos se manifestă omul, că nu m-am dat eu să treacă el. Mă apucă râsul când îi văd pe ăștia. O singură dată, unul de ăsta s-a dat jos și a venit la mine și i-am spus, prietene, dacă nu ți-e bine, o să am grijă să fie, dacă vrei neapărat. Foarte revoltat și zic, bă, ce ai, prietene, dacă nu ți-e bine, te pot ajuta să fie mai bine. Zic, numără până la 10 și respiră după fiecare număr. Inspiră, expiră, o să-ți treacă. Ăla, îți dau eu ție și-ți arăt. Nu mai înțeles deloc, prietene. Și am pornit pentru că între timp s-a dat verde. Pe prostul l-a lăsat în mijlocul drumului. Da. Și îl claxona oia din spate să pornească, pentru că era făcută coadă. Da, nu, am ajuns la faza că nu mai merită să te enervezi. Nu răspund la provocări. Zic, bine mă, tu ești deșteptul. Și mă duc mai departe. La ce ți ajută? Ce câștigi? Ce folosești? Nu. Zeci de echipaje din România chemate să caute pierderile de apă. Zeci de mii de contoare inteligente pentru oprirea furtului de apă. Satul Mare a devenit un uriaș magnet pentru cerșetori. Se îngroașe gluma. Păi de ce? Păi în alte municipii și orașe sunt luați la întrebări, au viață grea, mai pistonează puțin poliția. La noi poliția... Na, m-ați înțeles, da? Prietena meu care are aici o firmă, în piața 25 octombrie, are firmă. Se trezește că intră cerșetorii înăuntru și zice, sunt disperat. Pentru că dacă nu ești pe fază să-i scoți afară, n-apucă să cerșească, li se lipește ceva de mână. Îi scoți afară, sunt carâia, iar îți intră să-ți ceară, da, carule! Și zice, dau nas în nas cu polițiștii și le spun, domnule, dar de ce nu-i luați de aici? Și știți ce răspuns i-a dat poliția? Dar ce să fac cu el? Să-l duc la mine acasă? Dar serios, nu i-ar fi bun lunenea polițist unul de ăsta acasă la curățenie? Curăță tot ce găsește, vă garantez. Numărul persoanelor care apelează la mila sătmărenilor a crescut de nu mai puțin de 10 ori la începutul acestui an comparativ cu începutul anului trecut. Lucru și mai grav, fenomenul se agravează pe zi ce trece, după cum reiese din bilanțul Poliției Locale Satu Mare. Potrivit bilanțului de activitate al Poliției Locale, la începutul acestui an a fost depistat un număr de 115 persoane care apelează la mila publică de 10 ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2014, atunci când au fost depistați doar 12 cerșetori. Fenomenul se agravează de la o zi la alta, astfel încât în cursul lunii aprilie polițiștii locali au depistat 136 de persoane. Din păcate, fenomenul se pare că este unul fără leac. Directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Mariana Dragoș, a precizat că se află în imposibilitatea de a lupta efectiv împotriva cerșetoriei. Combaterea cerșetoriei este un domeniu foarte sensibil în care legislația nu ne permite nouă ca și instituție, în situația în care nu reușim să stabilim anumite sancțiuni pentru părintele care își utilizează copilul pentru cerșetorie. Decăderea din drepturile părintești ar trebui să fie ca o ultimă măsură și este o măsură drastică, a declarat Mariana Dragoș. O să trec în zilele acestea pe la primărie să-i spun domnului primar Dorel Coica că nu merge așa și de ziua orașului nu poți să stai jos la o terasă să mănânci. Nu poți. Că-ți vin ăștia, frate, sunt gata să-ți ia șnițelul din gură. Dar nu glumesc. Anul trecut de ziua orașului am ieșit strict familia. Eu, soția, doi copii și una bucată soacră. Dom'le, frigărui, am luat niște mici, aia. Păi în 10 minute ne-au vizitat vreo 20. Ziceai că nu știu, scrie pe mine ciocolată. Tot
luați la mine sau preau. Doamne, degeaba ai spui, du-te mă de aici, lasă-mă în pace. E o chestie de bun simț să te lase omul să mănânce, nu să te enervezi, să-ți urce stomacul în gât. Pentru că vine ăla cu ghearele alea jegoase și împuțite și să bagă ea așa sumnat. A, dai un leu, nu am. A, dai la mine șnițelul aia. Și nu vă sfătuiesc să-i loviți. Pentru că riscați, dacă e cumva vreo patrulă de polițiști locali, să vă ia la întrebări pentru ultraj cu violență sau chestii de-astea. M-ați înțeles? Nu. Am ajuns într-o țară, să trăim într-o țară în care infractorul are mai multe drepturi decât păgubitul. Așa că trebuie să vă comportați frumos, să zice, hai mă, ia-ți viteză de aici, te rog eu frumos, du-te, că îmi sperii copiii, copiii ca și copiii, dar îmi sperii soacra. Bun, dragi telespectatori, luăm acum pauza publicitară, ne întoarcem. Neața bună, vă spunem încă o dată, iată a sosit invitata, o prietenă veche, adică de la Revelion, că eu atunci am cunoscut-o oficial la filmările de Revelion pe care au avut loc pe 10 decembrie anul trecut, Aurica Fronta. Bună dimineața, Aurica, bine venit! Bună dimineața, bine te-am găsit! Aurica, dar n-ai mai venit cu coafeza, că data trecută ai fost cu hairstylista după tine. O doamnă simpatică, frumoasă. Verișoara mea, da. Verișoară, ea, da? Da, ea mă aranjează. De fapt, se vede dimineața asta, nu sunt prea aranjată, dar știi, dimineața cu copii, mămicile, ai văzut și eu, am ajuns un pic în întârziere. Asta este. Da. Cum a trecut prima parte a anului? Că deja suntem în a cincea lună. Sărbătorind. Da. Trebuie să-ți spun la mulți ani că ți-a fost ziua de naștere. Mulțumesc. Acum recent, am auzit. Duminică a fost ziua mea, la mulți ani și ție. Știu că vineri. Mai se zice că cei mai frumoși oameni sunt aurii. Mai. Sau da. Din mai, din luna sunt mai, că aurii, se copt cireșele și da. Dalea grele, vișinele. Căpșuni. Da. Ce ți-ai propus pentru anul ăsta? Că vine sezonul acum. Mai știi cum e, ca orice om ne propunem foarte multe, de la foarte mult în sus. Trebuie să avem răbdare și nervi ca să putem să le realizăm pe toate. Da, am auzit că ai intrat în studio, lucrezi la ceva nou. Ce da, proiect ai am, în derulare? Avem deja două piese, sunt în colaborare cu Ciprian Buziță și formația sa. Așa, două sunt... gata, aproape. Avem videoclipuri la care trebuie să lucrăm, să le finalizăm. Și vor urma trei piese solo ale mele. E mai greu pentru că sunt puțin mai perfecționist, aș vrea să zic, și textele sunt făcute în mare parte de mine. Deci, da, lucrezi singură textele? Da. Foarte și... tare. Cele două melodii care le-am înregistrat cu Ciprian Buziță, ultimele care o să apară, sperăm cât de curând, sunt făcute de mine. Și cu cine cânți acum tu la evenimente cu Ciprian? Cânți? La evenimente, eu cum am zis și data trecută, eu sunt o solistă liberă. A. Deci nu am o formație... Sunt formații cu care colaborez mai mult, sunt cu care colaborez mai puțin. Da. De obicei sunt invitată direct de miri care au formația lor. Îmi place să spun că colaborez mult cu Ciprian Buziță pentru că, zic eu, suntem prieteni. Am și înțeles. Cu el mă simt bine. Pot colabora cu toate formațiile, nu sunt geloasă. Da, înseamnă că îți faci înregistrările și cu Cristofor, cu Chioran, nu? Da, el este, vreau să zic, el este producătorul meu și el este singura persoană din Satu Mare care, în momentul în care am revenit în țară și am hotărât să mă reintroduc în lumea muzicală,
El mi-a întins o mână. Pe calea asta vreau să-i mulțumesc lui, colaboratorilor lui și tuturor celor care mi-au fost aproape. Da, câți ani ai stat în Italia? 11. 11 ani. Și n-a fost dureroasă decizia asta de a te reîntoarce, că eu nu veneam înapoi nici de mă pușcau. Adică am fost de două ori în Italia, am stat două săptămâni pe total, dar am fost cucerit cel puțin de partea nordului, am văzut Bergamo, Milano, Trieste, așa mai departe. Știi? Și eu am locuit în zona de nord, provincia di Bologna, am stat 11 ani, da. Dacă ești obișnuit cu viața organizată, e foarte greu să te readaptezi. În România, cel puțin în satul mare, nu vreau să zic, pentru că dacă te aude lumea, zice, băi, asta are fițe. Nu sunt fițe, deci pur și simplu nu am fițe. Sunt total de acord cu tine, n-ai fițe. Deci asta este foarte populară. Când ne-am întâlnit prima dată, a zis, serios, Gabi, hai să te țuc. Deci nu văzusem în viața mea până atunci. Cum să aibă fițe o astfel de persoană? Fițoasele sunt, păstrează distanța. Nu, în sensul, mie îmi place să am o viață foarte organizată. Da. Deci îți dau un exemplu, și să ies la club cu prietenii, mie trebuie să-mi spui înainte cu 3-4 zile, nu că mă suni acum și zic, ce faci, Nelly? Am o poreclă. Toate prietenele mele îmi spun Nelly. N-am înțeles de ce. Da, și cam asta ești. Nu-mi place, vreau să fiu organizată, pentru că eu având o familie, am doi copii, am casă, știi? Soț. Am soț. Curte, câine. Câine nu am. Nu ai câine. Nu am câine. Urmează, ai timp. O să-ți ceară copiii mai încolo. Mi-a cerut. Da, spune-ne câteva cuvinte și despre soțul tău. Este italiano vero, nu? Da. Italian, italian. Cum s-a acomodat în România? Că lor li se pare un pic ciudată totuși România, dar... Gabi, trebuie să spun ceva. Soțul meu e mai român ca mine. A fost într-o viață anterioară român atunci, în mod sigur. Nu știu, că e blond cu ochii albaștri, știi, nu are pielea de mediteranean. Da. Ăștia sunt un pic mai bruneței. Și știe câteva cuvinte în limba română. Vorbește românește. Da, vorbește românește. Am să ți-l prezint odată. Și te susține, îi place, îi cânți și lui cel acasă mai mare câte ceva meu, din când în când. Da, dar ce-i cânt eu lui nu-i place. El zice către mine, tu îmi cânti numai din alea de tăiat venele. Deci, ideea e, mie îmi place... Nu pot să cred. Da, îmi place foarte mult muzica de sălaj, mai așezată. Da. Cântece de masă. Da. Le ador, îmi plac doinele foarte mult. Și bărbatul meu zice, măi, și mie ceva mai... Vesel. Ceva mai vesel, ceva mai... Da, probabil el preferă genul etno. Îi place Banatul și Maramureșul. Banat și Maramureș? Da. Da, foarte tare. Da. Având în vedere faptul că te apreciază, de ce nu-l iei să apară într-un videoclip de-a tău? A meu? Da. Sunt geloasă și... Să nu-l vadă prea multă lume, așa? Păi nu. Eu îl arat mai mult la bărbați, femeile pe locul. Am înțeles. În această vară, că așa cum spuneam, urmează sezonul estival. Ai programat câteva evenimente private, câteva anunți în zona folclorică? Sunt. Începând cu 16 august și până undeva în 5 septembrie sunt în Țaraoașului. Mă gândeam să rămân acolo, cer un pat dacă mă aude cineva de pe Țaraoașului. O să-ți recomand eu o pensiune bună și ieftină. De la foarte gratis în sus. Da, cam așa, așa cam așa. Bine. Ce ne-ai adus azi? Că ne-ai adus două videoclipuri, despre ce e vorba? Da, sunt vechile mele colaborări cu Vlad George. Trebuia să vină și colegul meu Ciprian să prezentăm colaborările noastre, dar, nu știu, doarme, i s-a stricat mașina, a căzut jos din pat, nu știm. Așa că am venit singură. Știi, când eu zic vin, nu contează cum, vin. Da. Eu îți mulțumesc că ne-ai onorat cu prezența, îți doresc mult succes în viitor. Dragi telespectatori,
Iată, românca devenită italiancă și re-românizată la loc. Eu sunt româncă 100%, deci nu este umbră de dubiu, sunt româncă. Da, dar să nu spui că atunci când ai venit înapoi n-ai avut totuși unele rețineri la trecerea de la macarone, de la barila, de la spaghete, de la paste, la meniurile noastre cu multă carne. Stai puțin, Gabi, deci nu am zis că m-am întors în România și mănânc numai mâncăruri românești. Pentru că, uite, eu sunt îndrăgostit de mâncarea italiană. Acasă eu fac spaghetele și le fac, uite așa, milaneze, boloneze, nu, că am mai făcut și tortellini. Dacă mă pui să povestesc câteva experiențe culinare de ale mele, dar nu vrei să le auzi, dar spun ceva, fac spaghetele mai bine decât soția mea și întotdeauna când e vorba de mâncăm spaghete, zic, hai, dă-te, acum eu. Acum, pentru telespectatoarele care ne urmăresc, eu am învățat un secret. Când nu am chef să fac de mâncare, îi spun la soțul: hai fă-le tu, că așa de bune le faci. Probabil că același lucru e și la Gabi. Nu cred că nu îmi spune asta, îi spun copiii și atunci îi spun dă-te. Știi? Și soția lui sunt ferm convinsă că după 8 ore de muncă nu zice hai bă că insist să fac eu de mâncare. Ce bine mă, fă tu. Inclusiv ceaiul fac mai bun decât soția și știi de ce? Spun doar ție acum, că nu ne aude soția. Nu ne aude absolut soția nimeni. Soția nu se uită. Așa, în loc de zahăr pun în ceai miere și în fiecare ceai o jumătate de lămâie o storc. Și copiii, tata, nu ne faci un ceai. Dar nu vreți de la... Nu! Nu! Ai înțeles? Bun! Îți mulțumesc și încă o dată îți doresc mult succes. Vă mulțumesc și eu. O să, ceaiul de dimineață o să te urmărească și o să te susțină în continuare. Dragi telespectatori, să vedeți ce faine videoclipuri are. Mi-mi place foarte mult ăla cu vecina. Bun, până atunci eu să vă spun bani cu zile. Ion cu Mărie se plimbă prin ploaie. E așa de romantic și Ion spune: iubito, sincer, tu te-ai măritat cu un bărbat fără un ochi? Nu, mă, Ione, categoric nu. Atunci dă, te rog, să ține umbrela. Bun, cel de-al doilea tot cu Ion și cu Mărie. Ion zice: Mărie, da, știi, doctorul m-a rugat insistent să încetez chefurile. Vă zic că e o problemă. De sănătate, ce doctor? Doctor de familie? Nu, mă, doctorul care stă sub noi. Vă mulțumesc că ați fost și azi alături de noi. Vă doresc o zi bună. Sunt DJ Gabi. Vă mulțumesc că v-ați uitat la ceai și vă spun bye-bye. Să vedem videoclipurile. Ne vedem mâine dimineață. Da, 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 e dragostea ce-o port în inima mea.
odată. Cel ce zice că a uitat, n-a iubit cu adevărat. O iubire adevărată nu se uită niciodată. Cel ce zice că a uitat, n-a iubit cu adevărat. Da, 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 e dragostea Vecină, ce faci? Daiana, căjită, că mi-a șudat grădina, dar mai o dorme. Las că vin eu cu furtunul. La 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 la. Doamne mie, de vreo două luni de zile vecina se dă la mine. Vai ce mare bucurie mi se întâmplă, Doamne mie, de vreo două luni de zile vecina se dă la mine. Hai vecine, hai vecine și mi-arată cum trec grădina odată. Că la cât, că la cât am încercat toată, toată m-am udat. La la la. Vecina mea, mai multe ți-aș arăta, dacă afla tău bărbat, rămătem că zbor din sat. Vecina, vecina mea, mai multe ți-aș arăta, dacă afla tău bărbat, rămătem că zbor din sat. I-am udat toată grădina, mulțumită de lucrare, aduce două pahare. Câtă vreme la vecina, i-am udat toată grădina, mulțumită de lucrare, aduce două pahare. Vecine, vecine,